Este o seară de luni, dar nu e o lună obișnuită. De ce? Pentru că azi e zi de mare sărbătoare. În toată creștinătatea. Și în răsărit și în apus. Pentru că și ortodoxii și catolicii țin ziua nașterii Domnului, cum și noi, 25 decembrie. Numărați înapoi 9 luni. 9 luni înapoi. Și veți ajunge în 25 martie. Iar în 25 martie, ziua în care, iată că suntem împreună, deși vom fi 3 seri împreună, dar în ziua aceasta am o mare bucurie să fiu și să prăznuiesc împreună cu dumneavoastră, este sărbătoarea Bunei Vestiri. Pentru că e normal să punem Buna Vestire cu 9 luni înainte de naștere, câtă vreme și Domnul a stat în pântecele Mariei ca un copilaș, cât? 9 luni. Aceste date sunt convenționale, pentru că nu știm ziua, luna, nu știm nici anul, dar ele sunt puse tocmai ca să ne aducă aminte de Hristos, de lucrarea Lui și să ne bucurăm de fiecare moment din viața Mântuitorului. Așa că îngăduiți-mi ca în această seară să vă predic din Buna Vestire, din episodul Bunei Vestiri, din Evanghelia după Luca, de la capitolul 1, versetul 26 și vreo câteva versete bune, și să vorbim despre momentul acesta frumos, care este și textul sărbătorii și ocazia pentru care ne-am adunat împreună. Haideți să ne ridicăm și să citim textul biblic. Luca 1:26. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt, și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Când a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine cine? Maica Domnului meu. Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale,
Mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie, ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis: Sufletul meu mărește pe Domnul, mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele Lui este sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Amin. Să ne așezăm. În Vechiul Testament, adesea, mai ales în primele cărți, Domnul i-a învățat pe evrei nu doar cum să trăiască și să muncească, ci a învățat și cum să sărbătorească. Și le-a dat evreilor 7 sărbători mari, dintre care 3 sunt și mai mari. Aceste 3 sărbători au devenit de-a lungul secolelor ceea ce numim astăzi sărbători de pelerinaj, când evreii, cel puțin de Paște, cea mai importantă sărbătoare, oriunde s-ar fi aflat pe planetă, porneau cu mijloacele necesare spre Ierusalim și măcar o dată pe an, dacă erau sănătoși, dacă aveau resurse, plecau la Ierusalim. Creștinii, dragii mei, nu s-au lăsat mai prejos. Și credeți-mă că în primele viacuri, în primele secole, când creștinismul se formează, prinde putere ca un copil care e mic și apoi se face tot mai mare, și-a făcut propriile sărbători. La ora actuală, creștinismul nu este deloc mai prejos decât iudaismul, pentru că are sărbători la fel de puternice, ba chiar pentru că, pe plan global, creștinismul este mult mai numeros decât iudaismul, pentru că nu este etnic, nu trebuie să fii dintr-o anumită etnie, nu? Sărbătorile creștine au devenit mult mai universale, mult mai cunoscute, mult mai îmbrățișate, mult mai aducătoare de bucurie. N-am să intru în detalii despre sărbătorile creștine, poate altă dată. Ce trebuie să reținem, ca apoi să vorbim despre buna vestire, este că sărbătorile creștine sunt cu precădere ancorate sau gravitează în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos. Așa avem nașterea, așa avem moartea Domnului, învierea, așa avem de asemenea botezul Domnului, așa avem înălțarea Domnului și așa avem, tot legat de Hristos, buna vestire. Pentru că se consideră pe bună dreptate, și așa vă rog să rețineți, ca un mic catehism facem acum, o mică instruire, că în ziua, în momentul în care îngerul Gavril, despre care citeam, s-a dus la Maria și a spus: Binecuvântată ești, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Noi credem că în momentul acela s-a produs zămislirea în pântecele Mariei. De aceea e corect să spunem convențional 25 decembrie și apoi dăm înapoi până la 25 martie sau 25 martie și privim deja spre 25 decembrie, când se va naște. Îngăduiți-mi să aduc înaintea dumneavoastră, iubiți frați și surori, din textul citit, câteva imagini ale Mariei. Veți vedea că aceste imagini îi se potrivesc ei în primul rând, dar eu așa vreau să le expun. Și așa cred că ni se potrivesc sau ar fi bine să ni se potrivească și cui? Și nouă. Sigur, numai ea l-a purtat pe Iisus în pântece. E adevărat, Domnul s-a întrupat o singură dată.
Sigur, ea are un rol extraordinar, l-a jucat, nu? Un rol în istoria mântuirii, un rol unic. Nimeni nu l-a mai jucat după ea sau înainte de ea. Dar la nivel de principiu, spiritual, simbolic, toți ar trebui să împărtășim din experiența ei, din ceea ce a trăit ea în relația aceasta extraordinară pe care a avut-o, cel puțin de la zămislire, cu Domnul. Întâi, iubiții mei, până la acele imagini pe care vi le-am pregătit, trebuie să spunem că Maria era fecioară, așa spune textul. Și e important ca textul să sublinieze fecioria Mariei, nu pentru că cineva s-ar mântui prin propria virginitate. Nimeni nu se mântuiește prin virginitate, prin această puritate fizică. Dar era important să scrie că era fecioară, pentru ca după ce ne povestește în următorul capitol cum a născut Maria, și dacă ea nu avea legături cu un bărbat, chiar dacă era logodită, nu erau legături, nu, intime între ei, ca noi să ne fie foarte clar că dacă o fecioară naște, înseamnă că dacă un bărbat nu e la mijloc, atunci la mijloc este o minune, un miracol. Și iată cum Domnul Iisus vine în lume printr-un miracol. Da, vine prin trupul Mariei și ia din Maria umanitatea ei, umanitatea noastră, de la Maria ia umanitatea. Sigur, da, cineva a trebuit să-l poarte în pântece pe el, nu? Până când să se nască și apoi să-l îngrijească și apoi să crească mare, cum citim tot în Evanghelia după Luca. Dar, de fapt, momentul în sine, zămislirea, este un miracol și dacă uneori se întâmplă minuni cu noi, dar când e vorba de Domnul. Prima minune este zămislirea. Iar ea este, cum vă spuneam, ea este fecioară, ea este pură și puritatea aceasta este subliniată de textul biblic. Deci avem de-a face cu o fecioară, avem de-a face de asemenea, tot în cazul Mariei, cu o logotnică, ceea ce înseamnă că în cultura antică evreiască, o fată logodită este o fată cumva care își asumă viitorul, își asumă viața, cum să spunem, la modul serios. Logodna este și acum, sper, dar logodna era atunci cu atât mai mult un semn de stabilitate și de seriozitate. Chiar dacă ea era foarte tânără, ne imaginăm că era minoră, cum am spune noi astăzi, ei bine, ea în tinerețea ei, în adolescența ei, o adolescentă, și la asta te poți gândi cum tatăl și-a dat fiul pe mâna unei adolescente. Cât de multă încredere avem noi într-o adolescentă, nu? Care încă părinții poartă de grijă, îi pun în farfurie. Și ea, o adolescentă, se logodește. Probabil a fost logodită de părinții ei, așa era uzanță. Ea se logodește. Și o avem nu doar, o avem ca și o fecioară, ci o logodnică. Își asumă viitorul, își asumă normalitatea, își asumă o relație pe termen lung, pentru că după logodnă urma căsătoria, apoi urmau venirea copiilor, deci își asumă o responsabilitate. Aș vrea să vedeți în logodna Mariei exact ceea ce putem vedea într-o logodnă, cineva care își asumă o relație, nu care umblă dintr-o relație în alta, nu care e, cum să zic, neserios, instabil, știți ce zic, sau instabil, cineva stabil. Mai adăugați, vă rog, că nu era doar fecioară și logotnică. Femeia aceasta sau fata aceasta era levită, pentru că se trăgea din seminția lui Levi, spune textul. Știți dumneavoastră, ca și mine, că dacă ne uităm mai bine în Vechiul Testament, dintre toate semințiile, triburile lui Israel, seminția lui Levi era seminția diferită, pentru că ei, într-un moment de răscruce, când Moise a întrebat cine este pentru Domnul să vină la mine, a ieșit spre Moise, seminția cui? A lui Levi. Și această seminție a fost pusă deoparte și când vor ajunge în țară, ei nu vor primi o parte a țării, pentru că nu vor avea nevoie de nimic din țară, de un teritoriu. Pentru că ei, de-a lungul călătoriei prin pustie și după sosirea în țară, ei vor avea responsabilități sfinte, sacre, unice. Ei, așadar,
vor construi cortul întâlnirii și îl vor purta dintr-un loc în altul și vor aranja toate și vor face slujirile în cort, apoi în casa lui Dumnezeu Silo, care este un spațiu intermediar, nu? Ca în sfârșit, pe vremea lui Solomon, să se construiască ce? Templu. Iar leviții, ne întâlnim cu ei până și în Noul Testament. Și iată cum secole la rând, leviții, neamul lui Levi, e un neam special, e un neam dedicat, e un neam sacerdotal, un neam, da? O seminție deasupra celorlalte seminții, prin angajament, prin viață trăită, prin devotament, prin scop. Noi îi numim de obicei în bisericile noastre, într-un fel metaforic, pe cei care cântă cum? Leviți. Dar de fapt, noi toți ar trebui, prin felul în care leviții s-au pus deoparte, noi toți ar trebui să fim spiritual leviți. Adică să ne punem cum? Deoparte. Să ne ajute Dumnezeu. Dacă Maria era din seminția lui Levi, cum era, înseamnă că și-a ales Domnul sau și-a ales Tatăl pentru fiul său o fată nu întâmplător din această seminție, din cea mai bună seminție. N-am să intru în detalii, n-aș vrea să smintesc pe cineva. Ce spun acum ar fi un subiect de studiu cândva, dacă vă aduceți aminte și vă mai doriți. Dar există trei tratate, trei scrieri, nu sunt în Biblie, nu sunt în Noul Testament. Trei. Din primele viacuri, care relatează cu destul de multe amănunte despre bunicii și părinții Mariei. Ba chiar avem amănunte de-a dreptul impresionante despre copilăria ei. Repet, nu în Noul Testament. Scrieri valide din punct de vedere istoric. De acolo aflăm detalii interesante pe care n-am să vi le spun și nu voi insista, dar sigur că mă veți crede când vă spun că toată descrierea aceea o arată ca o fată cu adevărat, cum? Specială. Specială. Cum să nu fie specială dacă ea urma să-L poartă în pântece pe cine? Pe Iisus. Gândiți-vă că și noi suntem speciali într-un anumit fel, fiecare, și noi nu am avut misiune de felul acesta, nimeni nu va mai avea. Dar ea a fost specială, a fost aleasă, pentru că avea ce-i trebuie, mă înțelegeți, ingredientele care le trebuia, familia ei, contextul ei. Și în contextul acesta, toate aceste elemente, trei pe care vi le-am enumerat, toate contau. Și faptul că era fecioară, și faptul că era logodită, adică nu era de capul ei, știți ce zic, era sub o formă de autoritate. Și faptul că era din seminția corectă, totul e corect, totul e pe linie, asta vreau să vă spun, totul se împlinește. Dacă la noi totul se împlinește, dar într-un asemenea plan, într-o asemenea istorie a mântuirii. Haideți să privim, dragii mei, urmând textul biblic, la câteva imagini pe care ni le oferă textul pentru Maria și apoi să le aplicăm la noi. Prima imagine este ceea ce putem să numim Maria îngrijorată. Maria îngrijorată. Da, când apare Maria în textul biblic pentru prima dată, adică aici, la Buna Vestire, ea ne apare în acest dialog, în această conversație, dacă vreți, cu îngerul și spune că îngerul Gavril, care mai apare în Vechiul Testament în cartea lui Daniel, îngerul Gavril se duce la Maria și îi dă vestea aceasta, după ce îi spune, binecuvântată ești tu între femei, îi spune că, după ce îi spune, binecuvântată ești tu între femei, spune, Domnul este cu tine, da? Binecuvântată ești tu între femei, plecăciune ție căreia ți s-a făcut un mare har. Și versetul 29 cum spune? Zice, tulburată foarte mult de cuvintele acestea. Hai să medităm puțin la asta, vă rog, la aceste două versete. Un înger, nu un om, vine la cineva, în cazul ăsta Maria, și spune, plecăciune ție, ți s-a făcut ție mare har. Fiecare cuvânt aproape e greu, e solemn. Arată spre o ființă specială, spre o misiune specială. Vă întreb, în ceea ce spune îngerul, e ceva de rău, e o mustrare, o trage pe Maria de urechi,
ca să zici că te temi, că de aia te-ai teme, măi, ți-a descoperit un păcat, un... Ce s-a descoperit în Maria? Nu era nimic de descoperit de felul acesta, tocmai v-am spus. Îngerul zice, plecăciune ție, ceea ce este o formulă foarte adâncă de respect, de reverență. Și sunt puține ocazii în care un înger zice plecăciune ție unei persoane, unui om. De fapt, nici nu mai există textual vorbind. Tot ce spune îngerul e de bine, e de laudă. Tot ce spune îngerul e de perspectivă, e de speranță. Tot ce spune îngerul e minunat, așa ceva. Numai Maria a auzit în toată istoria lumii. Și nimeni nu va mai auzi așa ceva. Și Maria se sperie, se îngrijorează. Prima imagine a Mariei este Maria îngrijorată, dar mă grăbesc să adaug, iubiții mei, vă rog să intrați în spiritul textului. Maria nu se îngrijorează pentru ce va mânca mâine, pentru cum va fi logodnicul ei, câți copii va avea, vor fi ei sănătoși. Înțelegeți? Lucruri absolut umane, care și ei a trecut prin minte, normal, dar aici, în textul nostru, în acest moment astral a vieții ei, spune Maria îngrijorată, dar ea nu se îngrijorează pentru nimic pământesc. De obicei, când ne îngrijorăm, noi oamenii, ne îngrijorăm pentru cele care? Pământești. Nimic pământesc. Un alt motiv pentru care noi oamenii ne îngrijorăm este ne îngrijorăm despre oameni, despre familie, ne îngrijorăm pentru cei de-ai noștri, pentru relațiile noastre, pentru prieteniile noastre, ne îngrijorăm. Nu e așa că relațiile provoacă și ele îngrijorări? Relațiile. Ne îngrijorăm pentru bunurile pământești și pentru relațiile pe care le avem. Și apoi mai adaug eu, dar fără să vă întristez, ne îngrijorăm mai ales de la o anumită vârstă, de sănătatea noastră, de trupul nostru. Ne îngrijorăm de minte, nu numai de trup, de minte, de memorie, de... Vedem că uneori parcă pierdem din ele. Și tot ce putem face uneori, parcă nu mai putem regla, nu mai putem repara. Și atunci, cu atât mai mult ce facem? Ne îngrijorăm. Iubiți frați și surori, fiți pregătiți în seara aceasta să aflați despre o altă îngrijorare, despre care vorbim rar, pentru că o și trăim rar. Cea mai înaltă formă de îngrijorare a trăit-o Maria atunci, poate și ea numai atunci, când a primit niște complimente și niște aprecieri și o atenție specială din partea cerului, de care nu s-a simțit, oare ce vreau să zic, cum nu s-a simțit? Nu s-a simțit vrednică. Ea se îngrijora pentru că îi se părea că e o mare discrepanță, e o mare prăpastie între ce spune îngerul și cine este ea. Îi se părea că s-a greșit adresa. Pentru că, iubiți frați, stimate surori, mari oameni ai lui Dumnezeu, când au primit de la Dumnezeu semnal, mandat, chemare, nici unul, dar nici unul, nu s-a simțit cum vrednic. Toți au spus nu. Sunt nevrednic, nu pot. Ieremia a zis, sunt un copil. Moise a zis, sunt cum? Gângav, bâlbâit. Pavel a zis, nu scrie asta textual, dar ne dăm seama că a zis, după, sunt un persecutor, nu eu. Eu am mâinile pătate de sânge. Mari oameni din istorie, când ne-a făcut Dumnezeu o chemare mare și când au avut momentul acela al chemării și o asemenea teofanie sau angelofanie, mari oameni au spus nu, dar nu în sensul că e un afront la adresa lui Dumnezeu, ci au spus, mare e planul tău, e prea mare pentru cine? Pentru mine. Vă mărturisesc că eu însumi, când mi-am început slujirea, în aceste condiții mi-am început-o și mă bucur că așa am început-o și vreau să rămână ceva din smerenia aceea în mine mereu, mereu. Îți recomand oricine ai fi și orice slujire ai face, cu respect ți-o spun, dacă ai început cu sentimentul de nevrednicie, auzi, ai început bine, Maria a început așa și nu numai ea. Dacă ai început așa, bravo, ai început bine, știi ce te rog? Ceva din sentimentul ăla să nu te părăsească niciodată. Pentru că nimeni nu e vrednic. Cu adevărat, bine spune cartea Apocalipsei, bine se aude în cer, mielul este vrednic.
Hristos este vrednic. Dacă în seara aceasta și în seriile următoare de vom fi cu viață și cu sănătate, voi predica eu aici, în aceste serii, doar în aceste serii, vă rog de acum să vă puneți în minte, în lumina ceea ce predicăm acum, că de câte ori mă veți vedea aici, acum și iar încă o dată și încă o dată, mă veți vedea că mă ridic și citesc și predic, nu cumva să credeți că o fac în numele unei vrednicii, pentru că eu nu sunt vrednic. Cineva trebuie să o facă și acum cred că trebuie să o fac eu. Cred că este o providență, știți ce spun? Dar aia nu înseamnă că sunt vrednic. Nu înseamnă că eu sau numai eu, pentru că dacă nu eram eu, era un altul, ceea ce din nou arată că nu, că nu stă în nimeni, nu stă în mine. De câte ori mă ridic aici sau oriunde, nu în vrednicia mea mă ridic, ci în dependență de harul lui Dumnezeu. Și spun, Doamne, lucru gingaș fac eu, pentru că urmează să mă ating prin cuvinte, da, mă înarmez cu cuvintele Scripturii, cu tot ce e mai sfânt și mai sacru și a ajuns până la noi, urmează să ajung în sufletele oamenilor, pentru un timp scurt, într-un anumit fel, ajung în sufletele oamenilor, iar oamenii aceștia nu sunt ai mei, oamenii aceștia sunt biserica ta. Prin cuvinte îmi bag mâinile într-o operă care nu e a mea. Așa de ușor aș putea să stric, așa de ușor aș putea să fac deservicii împărăției și credeți-mă că uneori am făcut, atâta numai am consolare că am făcut greșeli fără să vreau, atâta e consolarea mea, ceea ce e bună, ca să te ajute să mergi mai departe. Fără să vreau am făcut greșeli. Cine n-a făcut? Când spune Maria îngrijorată, îngrijorarea Mariei nu este pentru mâncare, băutură, mașină, casă, imagine, relații. Îngrijorarea ei nu este legată de o boală, de moarte, de viitor, de necunoscuți, cum este îngrijorarea noastră a tuturor. Îngrijorarea ei atinge aici un nivel mult mai înalt, uită de sine, pentru moment uită de sine, uită de nevoile ei și ea avea nevoi, cum și noi avem, uită de sine. Și se îngrijorează că e prea mare atenția, prea mare misiunea, prea mult pentru mine, prea mult. Asta se numește să te îngrijorezi din smerenie. Din smerenie. Când te-ai îngrijorat ultima dată din smerenie? Sau să fiu mai exact, când a făcut Domnul ultima dată ceva minunat pentru tine, pentru că Domnul din când în când face ceva minunat pentru noi, amin? Face, că noi povestim sau nu, detalii. Când, atunci când ultima dată a făcut Domnul ceva minunat pentru tine și știi că Domnul a făcut, știi că a fost o minune, știi că nu se puteau lucrurile acelea să iasă așa la întâmplare, când a făcut ultima dată lucru minunat și tu să fii avut, eu te întreb, nu trebuie să-mi răspunzi, mă să te cercetezi. Și în fața minunii, în fața veștii, știi cum zic, în fața intervenției lui Dumnezeu, tu să nu te vezi mare și meritând, înțelegi? Adică normal, zice că m-am rugat, am postit, doar eu m-am căsătorit virgină, doar, mă înțelegeți, argumente așa putem găsi. Eu sunt mai bun decât celălalt. Normal că Domnul a făcut. Când a făcut Domnul o minune? Când a coborât Domnul la tine ca și Gavril la Maria și a făcut pentru tine, după nivelul tău, după al meu, o minune, o intervenție? Și în momentul acela te-ai văzut nu mare, ci te-ai văzut cum? Mic. Și te-ai îngrijorat, iar dacă nu s-a întâmplat, mă rog să se întâmple. Te-ai îngrijorat, oare cum voi răsplăti eu acum? Oare cât de dator mă fac eu acum? Oare cum voi reacționa eu acum? Oare cum voi sluji eu de acum? Când Domnul a fost așa bun cu mine? Da, vă sugerez o îngrijorare pe care o trăim rar în viață, dar măcar să știm că există. Măcar să știm că oamenii cu vocații mari, precum Maria, au trăit așa ceva, pentru că cu cât e mai mare o chemare, cu atât e mai mare smerenia celui pe care, nu? Care o acceptă și care îi va da curs, îi va intra cumva în sfera acelei chemări. Maria îngrijorată. A doua imagine a Mariei este ceea ce vom numi Maria încurajată. Încurajată. Dacă era îngrijorată de veste,
Puteți să adăugați că Maria este acum încurajată de înger. Îngerul o încurajează. Priviți, vă rog, la versetul 30. Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Vei rămâne însărcinată, vei naște fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Și apoi, lămurind-o, el va fi mare, va împărăți. Și apoi, versetul 34, Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborî peste tine, puterea celui prea înalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată versetul 35, în mod deosebit, versetul care încurajează pe Maria. Ce vrem să spunem cu aceasta? Vrem să spunem că, întotdeauna după îngrijorarea aceea înaltă, nu îngrijorarea măruntă, mă înțelegeți, aia toți o avem, după ce ajungi în momentele tale astrale de părtășie cu Dumnezeu, să te îngrijorezi, să te cutremuri când vezi cine ești tu și cine este El, imediat după aceea, te rog, nu uita, știi ce urmează? Încurajarea Domnului. Nu am timp și nici nu vreau să lungim, dar vă rog, gândiți-vă la Vechiul Testament mai ales, unde ne apar mai multe teofanii. Teofanii sunt arătări ale lui Dumnezeu, într-un fel sau altul. Uitați-vă la arătări ale lui Dumnezeu când se arată patriarhilor, lui Avram, lui Isaac, lui Iacov. Uitați-vă cum se arată Domnul sau când se arată lui Moise. Uitați-vă când se arată Domnul lui Manoah, de exemplu. Cazuri poate mai puțin, nu? Personaje mai puțin cunoscute. Uitați-vă când se arată Domnul bărbaților și femeilor, dar cu precădere bărbaților. Și uitați-vă de asemenea când se arată Domnul și poporului întreg, cum ar fi la Sinai și în jurul Sinaiului și toată mișcarea aceea cu darea legii. Dar în special când se arată Domnul de, cum am zice, de la unul la unul, da? Într-o întâlnire față către față, cum am zice, că n-a fost față către față. Priviți, vă rog, la toate teofaniile din Vechiul Testament, dar și din Noul Testament. Și veți vedea că în toate acestea, gândiți-vă, vă rog, și la îngerii care erau pe câmpiile Betleemului când au primit vestea, astăzi vi s-a născut un Mântuitor. Observați, vă rog, cum tot se cutremură și în acea cutremurare a prezenței, întotdeauna încurajarea este acolo, peste tot încurajarea e prezentă și îngerul sau îngerii sau glasul sau indiferent ce a fost, zice că de obicei cuvintele acestea se foloseau, sintagma aceasta, nu te teme. Vreau să vă spun ceva despre sintagma, nu te teme. Din nou va fi ceva un pic diferit decât ce știm. De obicei, noi când folosim pe la anvon, pe la predică, și eu la fel, când folosim nu te teme și când încurajăm pe cineva, îl încurajăm într-o situație, cum să zicem, umană, știți? Nu te teme, Domnul nu te va lăsa, Domnul te va ridica, Domnul, foarte adevărat. Registrul acesta cu nu te teme, uneori chiar Domnul îl preia și ne vorbește într-un fel sau altul și ne spune în momentele noastre grele, ne spune cum, ziceți? Nu te teme. Dar acel nu te teme are legătură cu un necaz care a venit peste tine sau peste mine, are legătură cu o cădere, cu o alunecare, cu o apatie, cu o neputință, cu, mă înțelegeți, are legătură cu partea alunecată, partea slabă, partea bolnavă, partea... Atunci când suntem cuprinși de necazuri, de oricare ar fi, atunci avem mai mare nevoie de încurajare, vorbim încurajare, adică cineva să ne spună nu te teme, nu te teme, va fi bine, nu te teme, dar aici și în cazurile despre care v-am spus și în cazul Mariei, când îi spune îngerul nu te teme, aici nu e vorba că Maria se temea pentru boala ei, pentru necazul ei, pentru, înțelegeți? Nu e nu te teme acesta cu care operăm noi în mod uzual și e normal să operăm. Oare de ce se temea Maria de îngerul îi spune nu te teme? Ea nu se temea că nu va avea și nu va ști și nu va supraviețui. Ea se temea că nu va putea să ducă la îndeplinire ce? Misiunea. Nu e așa că despre acest nu te teme vorbim foarte rar? Ne temem pentru foarte multe lucruri. Inima ne este cuprinsă de teamă. Avem adesea nevoie ca într-un fel sau altul Domnul să ne spună cum? Nu te teme.
Dar eu te întreb, din nou nu trebuie să-mi răspunzi, e o seară meditativă. Aceste întrebări te rog să le iei cu tine acasă. Eu te întreb, când te-ai temut ultima dată că nu vei putea să duci la îndeplinire misiunea, slujirea ta, vocația ta? Când te-ai temut că nu faci bine lucrurile în lucrurile Domnului, în slujirea Domnului? Când te-ai temut? Când te-ai temut? Vedeți, acest nu te teme pentru Maria, Maria de fapt se teme că nu va putea să ducă și că nu vede cum ar putea să se întâmple lucrul acesta câtă vreme ea nu știe de bărbat. Ea acceptă cumva misiunea primită de la înger, dar nu vede cum să o ducă la îndeplinire și se teme. E un blocaj în fața unei mari misiuni. Vreau să reiau ideea aceasta, ca să mă asigur că am înțeles-o. Când îngerul o încurajează, nu o încurajează în fața necazurilor umane, ci o încurajează în fața misiunii, a vocației. Îmi place să cred că această încurajare o face Domnul în felurite moduri oricărui om care acceptă chemarea lui, cumva slujirea lui, să facă ceva pentru Domnul. Știți cu toții, ca și mine, teoria cu toții o știm bine, că nu suntem chemați să consumăm programe, chiar dacă uneori cineva vorbește, ceilalți ascultă, normal asta, ca să ne înțelegem, ca să putem percepe despre ce e vorba. Dar de fapt, hai să admitem din nou și să ne încurajăm cu asta, toți suntem în felul nostru slujitori în împărăția lui Dumnezeu. Toți ne aducem un aport și nu este unul mai important decât altul. Poate mai vizibil este și mai puțin vizibil, da, dar aia nu înseamnă mai important sau mai puțin important, ci toți suntem importanți, pentru că tot ce faci, un gând, un cuvânt, o rugăciune, un gest, o faptă, o mișcare a mâinii, o mișcare, nu, a inimii, tot ce faci pentru Domnul, pentru împărăție, tot ce faci este de înaltă calitate, nu pentru că tu ai făcut un lucru mare, oricât îl faci de mare, tot mic e făcut de un om. Nu prin ceea ce faci ești mare, nu lucrul acela e mare, ci pentru că îl faci pentru un Dumnezeu mare. Înțelegeți? Obiectul slujirii noastre salvează slujirea noastră. Eu am venit pentru câteva zile la București. În plan uman am venit pentru că cumva mi-a fost dor, noi avem o relație, chestia asta nu se poate anula, nici nu vrem, sigur. Plan uman, știți, emoțional, eu am venit pentru că m-ați așteptat, adică înțelegi, de la om la om, bun, în plan uman, dar în plan nevăzut, supra-uman, peste mintea mea, eu tot timpul trebuie să am în minte că de fapt slujirea mea este validată de obiectul ei, adică de Domnul. Și eu pentru Domnul, evident că pentru voi, evident că voi pentru mine, evident, asta e partea vizibilă, e partea umană, normal, normal că ne vom zâmbi, normal că ne vom duce la masă, normal că vom povesti, normal că ne vom destăinui, normal că ne vom îmbrățișa când ne vedem, normal că vom plânge unii cu alții, ne vom bucura, dar toate acestea sunt validate de faptul că totul duce și se referă la Domnul. Pentru că dacă Domnul nu era și noi nu eram ai Lui, nici nu ne cunoșteam și ar fi fost o pierdere. Dar iarăși nu e vorba despre noi, ci despre ce poate să aducă acest nu te teme, această adunare împreună, această încurajare pe care ne-o face Domnul. Ia-o, te rog, ca o încurajare și din partea mea, ca din partea Îngerului. Dacă știi că ai o chemare, dacă știi că Domnul a pus în tine ceva și știi ce a pus, nu numai că dacă știi ce a pus. Dacă în ultima vreme te-ai lăsat pe tânjală cu chemarea, cu lucrarea, cu slujirea, mă înțelegi, cu vocația, nu în altă privință, că în altă privință pământești suntem harnici, prea harnici, prea harnici. Dacă simți și nu ești mulțumit de tine, și dacă ai început să te temi, pentru că există într-adevăr o socoteală și avem pilde cu socotele, adică vine stăpânul și face niște socoteli, adică va fi să va trage undeva o linie. Și dacă simți cumva că ești restant, că ești rămas în urmă, că prea mult te-ai pus pe tine în raport cu chemarea, și dacă ai început să te temi, foarte bine, teme-te. Dar ascultă și partea cealaltă. Domnul îți zice, nu te teme, Duhul va veni peste tine.
Marie, nu te teme că nu tu singură faci lucrarea aceasta, ci Duhul vine peste tine și zămislirea de la Duhul se va face. Marie, tu ești o fată extraordinară, cum noi toți de aici poate suntem extraordinari, dar nu despre tine. Duhul vine peste tine. Tu devii unealtă a Duhului. De aceea putem să afirmăm că orice încurajare care vine de la Domnul este pneumatologică, este legată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea admitem că ori de câte ori ne ridicăm în slujire, atunci când vrem să renunțăm, totuși continuăm, de fapt Duhul lui Dumnezeu mișcă inima noastră și ne dă energii, energii dintr-o altă lume, nu? Dintr-o altă lume, puteri pe care nu le aveam, căci voi veți primi o putere de unde? De sus. Ce bine că este putere și sus. Că asta de jos trece repede, aceea de sus e mereu împrospătată, mereu îndeajuns pentru toți. Slăvit fie Domnul, dar zicem slăvit fie și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Maria încurajată. 3. Maria însărcinată. Însărcinată. Dacă este îngrijorată de veste și încurajată de înger, atunci Maria este însărcinată de Duhul sau de la Duhul. Lucrul acesta nu este scris negru pe alb în text, dar este logic să credem că momentul bunei vestiri a însemnat și momentul, am zis la început, a zămislirii. Prin urmare, din punct de vedere fizic, Maria va fi însărcinată. Acum trebuie să știți că în original, textul acesta, acolo unde zice vei rămâne însărcinată, îmi spune îngerul și vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu și îi vei pune numele, acolo unde s-a tradus vei rămâne însărcinată, e corect, ca să știm la ce se referă. Acolo, de fapt, în grecește, zice, se folosește verbul a lua. Dar să vedeți, spune, vei lua în pântece. Și de aia o traducere mai atentă ar trebui să fie Marie, vei lua în pântece. Iar verbul vei lua în pântece, spun specialiștii, se folosea în secolul I, în Antichitate, pentru pământul care este deselenit, pământul, ogorul deselenit și care primește în el când vine semănătorul, da? Vă las pe voi să-mi spuneți, deci pământul e pregătit, e pământul al patrulea, da? E pământul ăla bun. Și vine semănătorul și se întâlnește semănătorul cu ogorul, dar eu vă întreb, e suficient această întâlnire ca să răsară ceva? Bun, trebuie ogorul, de acord, trebuie semănătorul, dar mai trebuie ce? Sămânță. Și vine semănătorul și aruncă sămânța. Și acum gândiți-vă, lăsați-l pe semănător, gândiți-vă la pământ. Pământul ia în pântece. Ați înțeles cum zic? Pământul ia sămânța, o cuprinde, da? O trece prin toate procesele ca să răsară planta mai târziu. Am vrut să știți lucrul ăsta, e prea frumos, e de la specialiști, dar e bine uneori să mai spunem și de la specialiști. Când zice vei rămâne însărcinată, vei fi însărcinată, bun, asta e traducerea prozaică, bun, am înțeles, dar acolo adâncimea este mult mai mare, acolo este în tine, s-a aruncat o, la propriu, o sămânță. Și rodul acelei semințe va fi nu un copil ca oricare altul, și asta deja e minunat, ci acela va fi numit Fiul lui Dumnezeu. De aceea, la unul dintre conciliile bisericii, din primele viacuri, s-a formulat următoarea expresie și Maria a fost numită Theotokos. Theotokos înseamnă purtătoare de Dumnezeu. Theos, tokos. Tokos e a purta. Theos e Dumnezeu. A-l purta pe cine? Pe Dumnezeu. Când spune Maria însărcinată, în cazul ei, sigur, se referă efectiv, la a rămâne însărcinată. Dar vreau să extindem aceasta pentru noi și să înțelegem că atunci când ne însărcinează Domnul cu câte o sarcină, acum nu vă mai gândiți fizic la o femeie însărcinată, ci când Domnul ne dă o sarcină, da? O, cum să zicem, o misiune, da? O, mi-a venit să zic o povară, o mică povară, o dulce povară. Când ne însărcinează Domnul pe noi și trebuie să recunoaștem că ne însărcinează, numai să aibă pe cine, că mereu Domnul va pune toate grijile și progresul împărăției pe umerii noștri. El nu mai coboară încă o dată acum. Noi trebuie, sigur, cu ajutorul Lui. Dar vedeți, în cazul Mariei, însărcinarea a însemnat Theotokos. Înseamnă că ea trebuie să-L poarte pe cine?
pe Dumnezeu. Când ne însărcinează Domnul pe noi, de fapt ce este? Și acum știți. Orice însărcinare în folosul împărăției și a Bisericii lui Hristos e un mod de a-L purta noi spre ceilalți, pe cine? Pe Dumnezeu. Asta e a treia idee și e tot înaltă. Lucrăm numai cu idei mari, înalte, asta zic, înalte. Sigur că sunt și însărcinări minore, sigur că pot să zic du asta acolo, ajută-mă, o chestie personală, și normal că ne ajutăm. Mă înțelegeți? Normal! Normal, oamenii se ajută între ei, e normal. Dar asta e una, și alta când ai o însărcinare care vine dintr-o altă lume și care este despre Domnul, despre realitatea aceasta înaltă, o miză înaltă. Vreau să pledez înaintea dumneavoastră pentru marile însărcinări și să fac o afirmație cu care sper să fiți de acord, ba chiar să vă urmărească să o luați acasă. Să știți că multe fapte mărețe poate să facă un om pentru alt om și e de lăudat și e minunat. Nu trebuie nimic să disprețuim, ba chiar să fim făcători de bine și să fim oameni buni cât putem unii cu alții. Dar cea mai înaltă chemare, misiune, miză pe care o poate atinge un om în viață, un creștin, ne imaginăm în viață, nu este această ajutorare care trebuie să meargă înainte. Ci cea mai înaltă este să faci ceva cu adevărat pentru Domnul și lucrul acela, odată ce îl faci pentru Domnul, biserica Lui, niciodată să nu ți se poată întoarce cum? Înapoi. Adică tu să n-ai niciun, ziceți, avantaj. Niciun avantaj. Omenește, nu râvnim la așa ceva. Nici eu nu râvnesc. Nimeni nu râvnește. Cele mai multe dintre sarcinile pe care ni le asumăm sunt sarcini, să le numim profitabile, nu în sensul păcătos, ci doar profitabil, nepăcătos. Cele mai multe. Viața noastră, a mea și a dumneavoastră, se compune din aceste sarcini mărunte, uzuale, care trebuie să aibă o finalitate, care să se întoarcă spre noi. Logic, logic, logic. Însă chemarea lui Dumnezeu prin aceasta e diferită și slujirea Domnului prin aceasta e diferită, că e o cauză, o miză, din care noi, credeți-mă, aici pe pământ, ați auzit, până la sfârșitul vieții, noi nu vom putea să luăm înapoi ce am dat. Adică nu se va întoarce nimic spre noi. Totul este dăruire totală, dăruire gratuită, dăruire, dăruire și atât. Asta înseamnă că cine conștientizează asta și are o asemenea chemare și dă curs acelei chemări, abia când face pentru Domnul, dar pentru Domnul cu adevărat, nu așa cuvinte, știți? Că abia când face pentru Domnul, la nivelul acela, abia atunci el, omul, atinge cea mai înaltă, cel mai înalt nivel al lui, cu mintea, cu trăirea. Abia atunci se umple de o bucurie care nu-i din lumea asta, pe care nu o poate obține în lumea aceasta. Unul dintre cei mai mari teologi catolici ai secolului 20 s-a numit Hans Urs von Balthasar, un elvețian. A fost uriaș, mare, atât de mare încât Papa Benedict al XVI-lea a citat din el: dacă un papă citează din tine, mă gândesc că ești mare. Mă gândesc. Care și Ratzinger, tot mare el. Von Balthasar are o carte despre moarte, cărticică. Are și cărticele și tomuri. Am citit cu mare pasiune cartea aceasta recent. Am citit seara, că era despre moarte, știi, seara, moarte, întuneric. Cea mai bine, știi? O reflexie despre moarte, cum rar am întâlnit. Scrisă de un creștin, totuși, adică cu nădejdea învierii. Și el spunea următoarea idee și vreau să vă las. E de la von Balthasar, e un delicates, e tiramisu. El zicea: cred că în două situații în viață omul e singur cu adevărat, o singurătate de care are nevoie. Într-un caz fericit, omul e singur în fața propriei chemări pe care o face Dumnezeu și o face suficient de clar, își ia Dumnezeu timp și metode ca el să înțeleagă la ce l-a chemat pe el Dumnezeu.
În fața chemării, a asumării unei sarcini de tipul acesta, omul este, cum am zis, singur. Omul poate să ceară păreri duhovnicului lui și ar fi bine să ceară, să ceară păreri celor din jur, mă, voi mă vedeți. El poate să, el se consultă, omul nu e, nu trebuie să se izoleze. Omul poate să aibă tot felul de gânduri, să se târguiască, omul poate vorbi sau nu poate. Fiecare reacționează într-un mod diferit în fața unei chemări. Dar până la urmă decizia în fața chemării o ia cine? Omul. Iar dacă cineva a luat o decizie în fața chemării lui Dumnezeu și a luat-o pentru că a zis cineva, pentru că l-a influențat cineva, l-a manipulat cineva, pentru că cineva, mă înțelegi, altcineva și va zice, dă vina pe acela, aia puteți să considerați, e ca și cum nu s-a întâmplat. Deci nu despre asta vorbim, ci vorbim despre cineva responsabil, serios, care știe ce face. În fața chemării lui Dumnezeu, omul este, spuneți cuvântul, știu că nu ne place, singur. Iar cine nu știe să fie singur, adică să-și asume, și indiferent cum va ieși, el și-a asumat, el e vinovat, nu altul. El duce, el se bucură, el se întristează, el. Dacă nu reușește să fie singur, omul acela nu-l va putea sluji pe Dumnezeu niciodată cum își dorește Dumnezeu, dar nici măcar cum își dorește el. Pentru că nu și-a asumat singur. Și a doua ocazie în viață, dar aceasta, spunea el, e universal valabilă, în care omul este singur. Este singurătatea în fața morții, a ultimei clipe conștiente. Nici de acolo nu-l poate nimeni izbăvi. Evident că toții vor fi alături, evident că nu-l lași pe cel drag, evident, evident, evident că te ia de mână, evident că-l ții de mână, evident. Toate astea sunt acolo, dar el va avea acea întâlnire singur. Și în vreme ce noi ceilalți rămânem, el pleacă. Cum pleacă? Singur. Indiferent ce credem despre plecare, indiferent ce credem despre cum va fi dincolo, el pleacă singur. Von Balthasar spune, dacă moartea, dacă moartea te dezbracă de tot în sensul și stai singur, ca la un fel de sală de judecată sau ca un... Dacă moartea, el zicea, hai să nu lăsăm doar moartea să ne găsească în această singurătate clară, evidentă. Hai să o luăm înaintea morții și să stăm mult mai devreme, cât suntem încă în putere, să stăm singuri, asumați, serioși, în fața chemării lui Dumnezeu. Ați înțeles ce spunea Tiramisu? Adică ce legături? Spunea, hai să nu așteptăm, că atunci oricum vom fi singuri. Hai să... mai trăim o dată asta înainte, în sens spiritual. Hai să o trăim înainte. Conștient, cât mai devreme, cât mai tineri să fim, cât mai cu potențial, atunci să o trăim. Și chiar merge el mai departe spunând, dacă știi să stai singur și să-ți asumi chemarea lui Dumnezeu, atunci și moartea va fi mult mai ușor de suportat, pentru că tu deja ai mai fost odată singur, știi, cu Dumnezeu. Să ne ajute Domnul. În fine, în al patrulea și în ultimul rând, Maria însoțită. Maria însoțită. Acum să nu vă gândiți, vă rog, la logodnicul ei, la Iosif, care nu ne îndoim că a însoțit-o, deși despre el aflăm în textul Scripturii, nu? Dacă când zicem Maria însoțită, ne referim la partea a doua a textului nostru, acolo unde Maria, după ce are întâlnirea cu îngerul, zice că a plecat în munți, uitați-vă în versetul 39, și când a ajuns în munți a căutat pe Zaharia și pe soția lui, doi oameni în vârstă, pe nume Elisabeta. Și s-a dus să împărtășească cu Elisabeta, pentru că o asemenea întâlnire, o asemenea minune, o asemenea zămislire, nu? Gândiți-vă ce a fost acolo, în trupul ei, în mentalul ei, în sufletul ei, în ființa ei, trebuie să mărturisești. Și întotdeauna, cam aici duc lucrurile și ca o împlinire, se duce și mărturisește Elisabete. Și când îi aduce urarea aceasta, când îi vorbește, zice că în timp ce îi vorbea, i-a tresăltat acesteia pruncul în pântece, ea care fusese stearpă și care îl purta în pântece pe cine? Noi știm acum. Pe Ioan, Ioan Botezătorul. Și Duhul lui Dumnezeu spune că a venit peste ea și i-a tresăltat pruncul în pântece, și întâlnirea dintre Maria și Elisabeta e o întâlnire a Duhului
și Duhul le unește pe aceste femei și tresaltă ele prin Duhul, prin prezența Duhului. Maria a stat la Elisabeta cât? Am citit în ultimele versete, a ținut minte? 3 luni. Asta se numește, să nu uitați, Maria însoțită. Nu e lăsată singură. E însoțită, puneți în paranteză, de Elisabeta. De ce Maria a avut nevoie de Elisabeta? Păi dacă a întâlnit un înger, dacă zămislirea a avut loc, nu? Dacă ea a fost aleasă, nu se va mai da înapoi. Lucrurile se vor face, că doar Fiul lui Dumnezeu trebuie să se întrupeze. Și totuși, priviți vă rog, Maria are nevoie să fie însoțită măcar în primele 3 luni. Știți că primele 3 luni de sarcină sunt cele mai grele? Confirmă toate mămicile, chiar și soții, care știu prin ce trece mămica. Știați că primele 3 luni, uite și aici, 3 luni. Cele mai grele luni, primele 3, Maria nu le face singură. Acceptă însoțirea Elisabetei. Când Maria întâlnește Elisabeta, să rețineți, tinerețea întâlnește bătrânețea. Iar legătura dintre tinerețe și bătrânețe nu poate face cu adevărat numai Duhul Sfânt. Nu poate face. Ne putem strădui foarte bine să fim drăguți, cam atât. Când Maria o întâlnește pe Elisabeta și rămân 3 luni împreună, lipsa de experiență a Mariei din cauza vârstei întâlnește ce? Bogăția de experiență a Elisabetei. Când Maria o întâlnește pe Elisabeta, se întâlnesc 2 paradigme. Maria are puțin trecut, că e foarte tânără și are mult ce? Viitor. Elisabeta are mult trecut și mai are puțin ce? Viitor. Sunt foarte compatibile. Știu, compatibile răsturnat, cum ai zice, adică... Maria, 3 luni, ce rar predicăm din... Sunt texte biblice, totuși. Maria, 3 luni, stă cu Elisabeta, pentru că are mare nevoie. Probabil și Elisabeta, nu probabil, sigur, și Elisabeta a avut nevoie de Maria, în sensul vestea aceea, a înviorat-o, nu? Sigur. Cântă așa de frumos, nu? Exclamă așa de frumos Elisabeta, apoi cântarea Mariei, nu mai intrăm, dar cântă ele. Ce frumos! Se întâlnesc și cântă 3 luni, cântă, nu? Și exprimă bucuria, ce părtășie, ce... Cu această ultimă informație, vă rog, dar și pe aceasta să o țineți minte, aș vrea să încheiem, anume că, da, poți să ai o mare chemare, da, poți să trăiești la un nivel înalt din punct de vedere spiritual, ceea ce îți dorești să trăiești, bravo, dar nu uita și ultimul punct, niciodată nu te izola, nu te mândri, nu rămâi cu Elisabeta. Adică, știți ce zic, rămâi cu oameni diferiți de tine, rămâi cu comunitatea, fii mereu însoțit, nu fii singur, atunci ești vulnerabil, când ești singur, să faci lucruri, chiar păcate. Dar când alții scot ochii pe tine, ești mai atent și tu. Și ei sunt mai atenți că tu te uiți la ei. Și mă înțelegeți? Nu apuca pe miriște, nu apuca, nu te du prea departe, nu te arăta prea grozav. Noi credem că tu ești grozav, nu te arăta. Lasă-te, noi credem. Rămâi cu noi. Noi rămânem cu tine. Asta e frumusețea. Maria se pregătea să-L aducă pe lume, pe Fiul lui Dumnezeu, dar nu era singură. Era în siguranță. Era cu Elisabeta. Cine e Elisabeta din viața ta? Ar trebui să știi cine e. Sau, dacă ești o Elisabeta, cine e? Maria din viața ta. La fel am putea să extindem întrebarea și să zicem cu gândul la, hai să spunem, Moise și Iosua. Cine e Moise din viața ta? Sau, dacă ești Moise, cine e? Iosua, înțelegeți? Sau, Noul Testament, Pavel și Timotei. Cine e Pavel din viața ta? Sau, dacă ești Pavel, cine e? Timotei. Ați înțeles echilibrul? Echilibrul? Echilibrul. Așa a rânduit Dumnezeu biserica și slujirile și toate lucrurile împărăției sale, încât mereu să fim în acest echilibru. 2 lucruri diferite, atât de diferite, care se unesc, care funcționează, care numai împreună funcționează, care au mereu trebuință, au mereu nevoie unul de celălalt. Iată ultima imagine a Mariei, Maria însoțită. Da,
o chemare mare, da, o vocație mare, dar mereu împreună cu alții, cu vocații, poate mai mici sau nu știu cum ar trebui să le măsurăm, cu vocațiile lor și fiecare se bucură de fiecare. Așa e inima să ne dea Dumnezeu în seara aceasta și în fiecare zi. Și precum Maria, să acceptăm și noi chemarea Lui. Amin.